Ce contează că sunt răcit? Ce contează că anul trecut pe vremea asta era super viscol? Deci problema se pune așa. Mulțumesc, Șerban, pentru acest nou microfon, pentru această nouă lavalieră și de acum mă veți auzi mult mai bine. Suntem la Gala Unica, unde vin în jur de 1500-2000 de persoane. Sper să apucăm să filmăm și noi personaje, vedete. Deci, ce să vă spun, toată lumea e cunoscută și toată lumea mă salută. Maestre Moto, te rog, la filmare. Hai. Andra, te pupăm! E și soțul acolo, Cătălin! Te pupăm! Actori americani, e... E o nebunie aici! Din serialul Vlad m-am întâlnit, au tras de mine că să mă duc la casting. Și i-am spus, băi Vlad, potolește-te, nu mă mai chema la filmări acolo la voi, că eu n-am ce să joc acolo, știi? Lângă mine este Șerban, pe care îl văd în fiecare dimineață când își duce copilul la grădiniță. Ce cântați voi în mașină? Tu cu fitul, hai sincer. Bă, ce-i la radio? Serios, dacă piese pe rocăreală, bă, de-astea Vlad... e numai bine pentru trezit. L-am văzut, e somnoros? Ca orice copil dimineață, da. Îți dai seama că e tai greu. Taică-s-o e somnoros? N-are voie că el a făcut liceu militar și la mine trezirea se întâmplă în 2 minute. Seară faină. Vezi, așa, că, vezi fete... că suntem tovarăși de... Da, sunt fete mișto și singure chiar vorbim. O să fie, dacă singure o să rămână. Colegii noștri din ProTV, sărbători fericite. Moșul să aibă grijă de voi anul acesta să vă aducă... Crăciun? Nu sunt moș, așa arăt eu. Să rămână, iartă-mă, vreau doar să spun așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut aspenterul la mine, că altfel cred că leșinăm. Am în echipa, gașca mea de prieteni, ai un mare fan, Ștefan. Mulțumesc, Ștefan. Te pup, Ștefan. Băi, a leșinat așa. Să rămână, seară frumoasă. Mulțumesc, la fel. Te pup. Și eu. Da, cea ceva, da, bă. Pașii mei în oglindă se prindeau, poate n-am mai văzut un an. M-am întâlnit cu maestru și spun, te-am sunat săptămâna trecută, vineri de la radio, să spunem la mulți ani și n-ai răspuns. Maestre, spune-le lor ce mi-ai spus și mie. Păi n-ai răspuns pentru că ziua mea e martie, pe 6 martie. Bă, ce e, bă, ce... Ia uite cine a venit aici! Unde ai fost atâta timp? Am avut piciorul rupt și nu am putut să merg. Când m-am făcut relativ bine, au venit repetițiile la We Will Rock You și a trebuit să fiu pregătită pentru ele. Acum mă simt mai bine și urmează să ne vedem. Da. Hai mă să vedem, da. Hai să vedem. E destul de balamut. Nu are voie să vorbească, vreau doar să-l salut și să-i spun că-l urmăresc și te admir, frate. Da. Spune tu așa în câteva cuvinte, ce înseamnă a te prezenta la un eveniment? Să știi că despre asta am vorbit azi pe Instagram-ul meu, știi? Pentru că oamenii au impresia... Da, că stai, că... mai ce mișto e, bun. Că, că e totul de relaxare. Oră și jumătate trafic? Oră jumătate trafic. Chiar așa a fost, am fost pe punctul de a mă întoarce acasă. În condițiile în care am fost la coafor, am fost la make-up... Doamna Firea, poate rezolvați cu traficul? Eu m-am dat cu trotineta să rezolve... și a fost foarte tare. Păi da, că te-ai dat cu trotineta, dar românul este dependent de mașină. Da. Românul când a dat peste două picături de ploaie și-a mașina. Umbrela cu roți... Deci avem o oră jumătate în trafic, două, trei ore la eveniment, o oră și jumătate de a te întoarce. Plus că ești femeie, machiaj, make-up, asta încă trei ore. Plus rochie, doi și cu doi, patru ține mâna să rămână. O zi întreagă, știi, și ajungi la eveniment unde trebuie să fii fresh. Să da. Știi? Așa că să nu mă mai certați, măi, ofticoșilor, că eu stau printre vedete și... Hai că auzi mai mea aici. Auzi, care mi-a adus? Pot dansa cu tine 5 secunde? Da. Vrei? Da. Hai, te rog, ai. De pe planeta Pluto a sosit un extraterestru. Ce faci? Bănesc că tu mor de cald în nebunia asta. Nu, deloc. Chiar e foarte confortabil. Când îmi poți da la un eveniment să port... Ca să dau cu mare drag oricând, când vrei. Nu știu, vreau să mă îmbrac așa. Îmi scrii pe Instagram, ne avem pe Instagram și facem, să foarte fie bine. Foarte tare, frate. Și zboară. Tu o să zbori, ne asigur. E el mai retras așa, dar asta nu înseamnă că e rușinos. Maestre, bună seara. Bună seara, vă salut. Câți centimetri ți-a mai crescut părul de când nu ne-am întâlnit? Cred că vreo 7, 8.
7-8. Cam așa. Cred că data viitoare o să călcăm pe el, am impresia. Nu o să mă vină să credeți, o urmăresc pe domnșoara Ionela de foarte mult timp, am reușit să punem mâna pe ea, am auzit de la intrare că a intrat, o căutam, cum facem. Ionela Guzic este aici, să rămână. Bună și mă bucur tare mult să ne revedem. Draga mea, este o mare voce, muzică populară, venită, umblă America. Pleacă, vine. Pleacă, vine. Vreau să ne cânt într-o piesă care îți place ție mult, pe care o dedicăm tuturor cârcotașilor care se uită acum la noi. Rămasez româncele, lai la 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 la, nu-s ca ele altele, la 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 la. Rămasez româncele, lai la 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 la, nu-s ca ele altele, la 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 la. La vorbă da și la joc, lai la 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 la, româncai pe primul loc, la 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 la. La vorbă da și la joc, lai la 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 la. Gata! Româncai pe primul loc. Sexy mai e dezbrăcatul, la 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 la. Vreau doar să vă spun că o să mă rog pentru moșul să vină să vă aducă ceva substanțial. Ce ți-ai dorit de la moșul? O vacanță, moșul. Unde? Oh, unde, mă, micule? Aici aproape. Să vii aici. Bali. Maldive aici. Aici, da. Și tu? Nu știu, dacă mă ia cu ea e perfect. Da, da, dacă ne dă o plajă, cu nisipul alb, așa, cu sacrificii. Și eu cu o tavă cu niște suc. Hai, vă pup, la revedere. Doamnelor și domnilor, lângă mine este echipa vesele de la Realitatea TV Plus de această dată. O avem pe Ana Maria Păcuraru și pe Bogdan Muzguci, care dimineața râs cu lacrimi de ce comentarii și ce fac ei. Această superbă doamnă, domnișoară, trăită în America. Vreau să le spui cârcotașilor în engleza ta pură adevărată orice. I lived in America, but that's no reason for not being able to pronounce perfectly Romanian. So I'm sorry for that, but I'm trying my best, I promise you. And I love you. Hai, pana, nici nu mă așteptam să apari lângă mine. De ce? Când ai venit în țară? Luni. Și de ce nu m-ai sunat? Nu știu, am lucrat, am făcut campanie pentru El Marquis. Am fost foarte ocupat. Doamne, ești, unde mai locuiești acum? La Londra și la New York. Da, eu locuiesc în Pantelis. Smiley, băi, ești nebun? Ce faci, frate? Mâncam ceva că nu mâncasem toată ziua. Eu le-am făcut. Ce faci? Uite, o pauză de turneu azi. Am fost la Arad ieri, Cluj, Timișoara, Arad. Azi pauză, luni la Craiova. Cât îl mai suportați pe Brânciu în echipă? Cât are contract? Ia zi, bă, sunteți nebuni? Bă, ești nebun? Foarte tare. Ok. Bine. Ce onoare. Ce faci? Bine. Ce, ai filmat-o și pasat? Da. Ce faci tu? Bine, în cursul zilei, de noapte apari. Te așteptam. Ce ai de gând? Ce am de gând? Să plec cu tine acum. Pa. Casa de piatră a fost cerută aici în cadrul evenimentului de soția. Ai spus da. Nu ne așteptam nici noi. Da, te las pe tine să închei frumoasa noastră rubricuță, spunându-le cârcotașilor, ne vedem săptămâna viitoare, vă pup, pa, pa, chestia asta. Ne vedem săptămâna viitoare, vă pup, pa, pa. Extraordinar. Pa, hai.